Bine ați venit la o nouă lecție de matematică online. Sunt profesorul Adrian Ivan, iar în cadrul acestei întâlniri vom discuta despre determinarea celui mai mic multiplu comun al unor numere naturale, lecție din cadrul unității de învățare divizibilitatea în mulțimea numerelor naturale din clasa a 6. Definiții. Cel mai mic multiplu comun al numerelor naturale A și B este un număr natural n cu proprietățile 1. M este divizibil cu A și cu B. 2. Dacă K este un alt multiplu al numerelor A și B, atunci K este divizibil cu M. Observați. Cel mai mic multiplu comun a două numere naturale A și B se notează folosind scrierea A, B între paranteze pătrate. Ca regulă pentru obținerea celui mai mic multiplu comun a două sau mai multor numere naturale, reținem următoare. Se descompun numerele în produse de factori primi, apoi se vor lua factorii comuni și necomuni, scriși o singură dată, cu exponenții cei mai mari și se va efectua produsul acestor. Proprietate. Considerând numerele naturale A mic și B mic, legătura dintre cel mai mare divizor comun și cel mai mic multiplu comun al acestora este dată de relația. Produsul dintre cel mai mare divizor comun și cel mai mic multiplu comun al numerelor A mic și B mic este egal cu produsul numerelor A și B. Aplicații. Prima dintre acestea ne cere să determinăm cel mai mic multiplu comun al numerelor 72 și 60. Descompunem în factori primi numerele, conform regulii de descompunere a unui număr natural în factori primi și obținem că 72 se scrie ca produsul dintre 2 la puterea 3 și 3 la puterea 2. Pentru 60 obținem că acesta se scrie ca produsul dintre 2 la puterea 2, 3 și 5. Astfel, cel mai mic multiplu comun al numerelor 72 și 60 este, de fapt, cel mai mic multiplu comun dintre produsele 2 la 3 ori 3 la 2 și 2 la 2 ori 3 ori 5, conform regulii de aflare a celui mai mic multiplu comun. Rezultatul este dat de produsul dintre 2 la 3 puterea cu baza comună 2 la exponentul cel mai mare, 3 la a doua puterea cu baza comună 3 la exponentul cel mai mare 2 și 5 factorul necomun. Astfel, obținem ca rezultat 360. Deci, cel mai mic multiplu comun al numerelor 72 și 60 este 360. A doua aplicație ne cere să verificăm proprietatea că produsul dintre cel mai mare divizor comun al numerelor A și B și cel mai mic multiplu comun al numerelor A și B este egal cu produsul numerelor A și B. Pentru situația în care avem numerele 72 și 60. Din exemplele anterioare, 72 se scrie descompus în factori primi sub forma 2 la 3 ori 3 la 2. 60 se scrie ca produsul dintre 2 la 2 ori 3 ori 5. Așadar, cel mai mare divizor comun al numerelor 72 și 60 este 12, produsul dintre 2 la 2 și 3, iar cel mai mic multiplu comun al numerelor
72 și 60 este 2 la a 3-a, ori 3 la a 2-a, ori 5, adică 360. Atunci, produsul dintre cel mai mare divizor comun și cel mai mic multiplu comun al numerelor 72 și 60 este 12 ori 360, adică numărul 4320. Dacă efectuăm produsul numerelor 72 și 60, vom obține tot numărul 4320, de unde egalitatea din cerința exercițiului nostru se verifică pentru numerele 72 și 60. Cu speranța că aceste exerciții v-au fost de folos, vă aștept la o nouă întâlnire online. Vă mulțumesc!